Bună, dragii mei, bine ați venit la Taroterapia. Astăzi vom explora împreună ce simte acum pentru tine persoana care te interesează. Vom avea două variante de citire. Avem aici grupul 1, avem aici grupul 2. Vă rog, alegeți cel puțin o variantă cu ajutorul intuiției voastre. Vă rog să luați din această citire doar ceea ce simțiți că rezonează. Este o citire fără timp, contează momentul în care asculți acest mesaj. Vă amintesc de cursul de tarot intuitiv cu metoda Taroterapia. Învață tarotul în 4 ore. Îl găsiți pe site-ul www.taroterapia.ro. De asemenea, toate seturile de tarot și oracol pe care le vedeți aici sunt disponibile pe site. Începem cu cei dintre voi care au ales grupul 1. Book of Shadows, volumul 1. Ce simte acum pentru tine persoana care te interesează? Și avem aici o persoană care întinde mâna după ajutor. Avem pe cineva care simte că este într-un loc destul de jos, mai jos decât tine. Cineva care are nevoie de ajutorul tău sau cineva care are nevoie să te audă. Cineva care are nevoie de suportul tău sau de prezența ta. Cineva care se simte prizonier în situația sa curentă. Această persoană te privește de undeva de jos, spuneam, adică te pune pe un soi de piedestal în această perioadă. Mă întreb cum rezonează cu voi. De asemenea, avem pe cineva care ar vrea să se elibereze, cineva care ar vrea să se întoarcă la lucrurile simple. Parcă această persoană s-ar fi pierdut prin scenarii foarte complicate în mintea sa, dar de asemenea niște efecte complicate la nivelul vieții sale de zi cu zi. Avem aici persoane din semne de foc care pot interacționa cu persoane din semne de pământ. Avem pe cineva din pești sau pe cineva din leu, cineva din vărsător, din balanță sau din gemeni. Ceva stă să se reverse din această persoană. Avem pe cineva care parcă a pierdut contactul cu naturalețea. Cineva care face lucrurile să pară foarte complicate. Cineva care parcă se leagă singur, se închide singur. Cineva care se pedepsește pentru niște lucruri pe care probabil gândește că le-a făcut pe dos vis-a-vis de tine, ascultătorule. De asemenea, avem aici ideea de abandon, ideea de umblu prin lume, dar umblu singur. Prin lume. Aș vrea să mă bucur de ceea ce e în jurul meu, dar simt această singurătate. Simt că lucrurile nu sunt la fel atunci când sunt pe cont propriu. Aș prefera ca tu să mă ghidezi, aș prefera ca tu să mă însoțești. Aș prefera să împărtășim din experiențele astea. Și un 10 de cupe, de asemenea, ideea de comunitate. Ideea de împlinire în cuplu sau în familie. Simt că aici cineva fie a fost căsătorit, ori cineva a planificat niște lucruri destul de serioase pentru această poveste. Și totuși a existat un soi de regres. Au fost făcuți niște pași înapoi în această poveste. Iată, cineva care invocă
niște forțe superioare. Această persoană simte că are nevoie nu doar de ajutorul tău sau de prezența ta, spuneam, dar simte că ar avea nevoie chiar de o intervenție divină. Această persoană știe că situația curentă poate fi rezolvată doar prin niște intervenții extraordinare. Se mai întreabă această persoană dacă tu chiar vrei să întinzi mâna ta. Iată, aceste două personaje într-o situație totuși ambivalentă. Cineva care se află aici, pe acest tărâm însorit, cineva care se bucură de libertate, care vede această persoană cerând ajutor și totuși persoana asta nu se apleacă către cealaltă persoană, dar nici cealaltă persoană nu sare prea mult către acest potențial ajutor. E ca și cum a rămas un spațiu mic de negociat între voi doi. E ca și cum fiecare dintre voi mai trebuie să facă probabil câte o mișcare, dar aceste mișcări trebuie să vină din ambele părți în mod egal. Adică fiecare dintre voi așteaptă câte ceva de la celălalt, se teme că celălalt s-ar putea să nu facă pasul, nu vrea să pară ridicol în fața celuilalt, nu vrea să fie rănit de o eventuală respingere sau retragere și mă întreb ce sens au lucrurile astea pentru dinamica voastră relațională și dacă este acel gen de conexiune în care ați mers mai mereu la sigur, în care fiecare dintre voi a făcut pași mici, fiecare dintre voi a trăit cu această teamă să nu cumva să se arunce prea mult, să nu riște, să pară slab în ochii celuilalt, să nu riște o respingere sau un abandon. Fiecare dintre voi a jucat cumva pe această scenă având niște planuri secundare. V-ați ținut fiecare câte o plasă de siguranță, aveați mereu câte o rezervă, puteați să închideți ușa și să deschideți altceva. V-ați temut unul de celălalt și parcă încă vă temeți unul de celălalt și simțiți fiecare totuși că aveți nevoie de un soi de intervenție de sus. Fiecare dintre voi știe că lucrurile rămase de rezolvat sau de negociat parcă nu sunt doar în puterea voastră omenească. Există ceva mare aici ce s-a întâmplat. Există o întorsătură a lucrurilor sau poate pur și simplu e ceva de neiertat încă. Mă întreb cum rezonează cu voi până acum. Mai văd de asemenea o interacțiune dintre două semne de aer, persoane care sunt născute pe 6-26, pe 16 sau în luna iunie, în luna octombrie, pe 20, pe 30, pe 10. Avem de asemenea persoane născute pe data de 5-15-25 sau în luna mai. Mai avem de asemenea luna aprilie și persoane născute pe 4-14-24. Avem următoarele inițiale, litera J, litera D, litera T, litera M, litera S, litera A, litera C sau litera R. Haideți să vedem mai departe ce simte acum această persoană pentru tine, ascultătorule. Interesant cum se combină această energie foarte hrănitoare cu această energie foarte pasională. Această persoană simte nevoia ta într-un mod organic. Îmi este foame
De tine. Îmi este foame de tine, de prezența ta, de căldura ta, de vorbele tale, mai mult decât de vorbele tale, de tonul vocii tale. Această persoană își aduce aminte de lucruri pe care tu i le-ai spus sau aduce din nou în discuție cu tine, ascultătorule, ceva ce voi ați discutat. Am nevoie de tine, am nevoie să mă protejez, am nevoie să mă ții în brațe, am nevoie să mă hrănești prin prezența ta. Și în același timp am nevoie să mă stimulezi pentru că tresar de fiecare dată când te văd. Am reacții foarte puternice atunci când te văd. Explodez atunci când te văd. Foarte multe afecte intense, nedigerate, dar și energia turnului, ceva absolut surprinzător. În acest context, turnul ar putea să aducă o descărcare de afecte sau poate să vorbească despre o întâlnire foarte pasională dintre tine, ascultătorule, și această persoană. Acest turn vine să clarifice ceva foarte, foarte important. Haideți să vedem ce clarifică acest turn. Acest turn clarifică planurile energiei masculine. Clarifică niște acțiuni care sunt pe cale să intre în scenă foarte repede. Avem energia focului. Ceva este dinamic și devine cumva și mai dinamic în perioada următoare. Avem de asemenea un bărbat care trece în rolul său decizional. Un bărbat care pur și simplu pune mâna pe instrumentele sale și își exercită puterea. Vorbim despre un bărbat care vine să scoată energia feminină din postura sa prea meditativă sau să scoată energia feminină dintr-un anumit blocaj. S-ar putea ca intervenția să fie destul de bruscă, să fie ceva ce tu nu ai aștepta, ascultătorule, în această perioadă. S-ar putea ca energia acestei persoane să aducă un soi de materializare foarte importantă a unui aspect despre care voi doi ați vorbit în urmă cu ceva vreme. Haideți să explorăm mai departe. Cineva care își folosește puterile într-un mod magic, adică cineva intră în contact cu resursele sale pe care le credea pierdute și iată, începe și planifică niște lucruri concrete, adică s-ar putea ca această persoană să vorbească cu tine, ascultătorule, despre o casă, despre o mașină, să-ți povestească despre obiectivele sale, care devin tot mai concrete. Această persoană parcă se apropie de integrare, se apropie de unificare. Iată, armonizarea contrariilor. Această persoană înțelege niște lucruri valoroase despre voi doi și folosește această înțelegere. Adică e ca și cum această persoană dintr-o dată realizează că are foarte multă putere asupra situației, asupra vieții sale, că nimic nu o mai poate ține departe de a acționa și că, haideți să vedem mai departe, iată, are toate resursele la îndemână. Poate să treacă peste o zonă de spaimă foarte mare. Persoana asta s-a speriat, ascultătorule.
Nu știu cât ți-a mărturisit despre spaimele sale în ultima perioadă, dar ceva a înspăimântat această persoană. Ceva a aruncat această persoană într-un spațiu al angoasei. Adică simțea o amenințare. Simțea că lucrurile sunt mai mari decât poate duce el sau ea. Simțea că nu mai are acces la puterea sa. Și era aproape să renunțe și totuși această persoană iese dintr-o perioadă de inacțiune și își adună toate armele. Are la îndemână tot ce îi trebuie această persoană pentru a acționa în perioada următoare și, important, simte să acționeze și simte nevoia să pună împreună lucrurile. Adică ar vrea să te implice în ceva important. Îți mulțumesc că ai fost cu mine astăzi, te aștept și data viitoare. Între timp, hai pe www.taroterapia.ro. Găsește aici cursuri de tarot cu metoda taroterapia, citiri personalizate, seturi de tarot, oracole, cărți și alte surprize. Dă un like, lasă un comentariu și abonează-te la acest canal dacă ți-a plăcut acest video, iar până data viitoare, să ai grijă de tine! Sunt aici cu cei dintre voi care au ales grupul 2, Book of Shadows, volumul 2. Haideți să explorăm împreună ce simte acum pentru tine persoana la care te gândești. Această persoană știe că te-a supărat, ascultătorule. Știe că ți-a provocat o criză de nervi. Știe că a spus ceva ce te-a înfuriat. Știe că a spart ceva. Știe că a stricat ceva. Această persoană știe că trebuie să vină către tine și să te împace. Să te asculte. Să-și ceară scuze. Să fie prezentă acolo pentru că ceva dureros s-a întâmplat între voi doi sau ceva dureros s-a întâmplat cu tine, ascultătorule. Această persoană se apropie de tine și iată, stă pe gânduri încercând să creioneze, să deseneze, să picteze o soluție pentru voi doi sau pentru această situație care a provocat aceste sentimente în tine. Interesant că avem aici această energie a turnului și aveam energia turnului și în citirea anterioară, însă o energie a turnului care poate fi transformată, adică turnul deja a acționat, lucrurile deja s-au întâmplat. Acum suntem deja în reparația de după această cădere, de după această spargere, de după schimbarea ordinii existente. Iar regina de cupe vine cu această energie maternă, caldă, protectoare. Vine să panseze cu multă grijă o anumită rană. Deci ce simte această persoană față de tine, ascultătorule, este o dorință de a repara ceva, de a ajusta ceva, de a fi lângă tine. Și spuneam, atunci când această persoană stă singură, se gândește foarte mult la problematica dintre voi și se gândește foarte mult la ceea ce te deranjează și încearcă să găsească acele modalități care vor funcționa. Își pune mintea la treabă. Are o abordare cât se poate de creativă, dar care servește poveștii voastre. Și mă întreb cum rezonează cu voi până acum. Haideți să vedem mai departe ce simte acum pentru tine
persoana la care te gândești. Această persoană și-ar dori să-ți facă un masaj la picioare. Această persoană se gândește de asemenea la pantofii tăi. Se gândește la tine și la felul în care erai îmbrăcat sau îmbrăcată ultima dată când v-ați văzut. Această persoană are multă satisfacție, iată expresia de pe chipul acestei persoane. Are multă satisfacție amintindu-și un anumit moment intim dintre voi doi. Îi place foarte mult acestei persoane în singurătatea casei sale să viseze la tine, ascultătorule. Are fantezii cu tine, tot felul de fantezii. Această persoană trece printr-o schimbare exterioară. Fie că a schimbat jobul, fie că schimbă casa, fie că se vorbește despre o schimbare în cercul său de prieteni, sau există o schimbare în afacerile sale sau în interiorul companiei în care lucrează, se mișcă niște lucruri. Oportunitate care apare aici, ofertă, a întinde mâna, a ușura o situație. Această persoană ar vedea acum norocul de partea sa. Adică simte că a venit momentul să facă progres. Simte că a venit momentul să acționeze diferit. Poate că acest moment al turnului, care e posibil să fi fost o confruntare dintre voi doi, e posibil să fi fost o amenințare că veți părăsi relația, e posibil să fi fost o separare sau o despărțire. Posibil ca acest moment de dificultate să fi trezit această persoană. Adică pusă în fața pierderii, această persoană își dă seama că are de făcut ceva și că nu poate lăsa lucrurile în voia întâmplării. Până acum apar următoarele semne. Taur, Capricorn, Balanță, Scorpion, Berbec, Leu sau Săgetător. Mai avem de asemenea pe cineva în Gemeni sau pe cineva în Rac. Avem următoarele date de naștere. 3, 13, 23 sau luna martie. 5, 15 ori 25 sau luna mai. 1, 11, 31 sau 21. Luna noiembrie. Avem, în general, persoane născute pe date care conțin numere pare. Sau mai avem de asemenea persoane care sunt născute pe timpul serii sau noaptea. Avem următoarele inițiale, litera A, litera H, litera P, litera N, litera G, litera I, litera T, litera Z, litera J sau de asemenea litera B. Explorăm mai departe. Ce simte această persoană pentru tine? Această persoană și-ar dori să te scoată la un picnic. Și-ar dori să aibă o ieșire cu tine undeva în aer liber. De asemenea, ar vrea de la tine o clarificare. Vrea o discuție această persoană înainte de a-ți propune o ieșire. Interesant că avem și arcana 15. Cine mănâncă prea mult? Cine s-a îngrășat în ultima perioadă pentru că a făcut excese alimentare? Sau cine s-a speriat că povestea voastră devenea atât de dulce și atât de adictivă? Ce oare a fost prea mult, dar ce urmează oare între voi doi din zona foarte concretă, senzualitate, pasiune, ne dezlănțuim? Mâncăm și ne bucurăm unul de celălalt.
Atenție, avem elemente care seamănă din nou cu varianta 1 a citirii noastre. Vă invit să o ascultați dacă nu ați ascultat-o deja. Așadar, ambele personaje se uită către aceste tentații. Avem aici două persoane care simt foarte mult dor una față de cealaltă, mai ales dor de prezența fizică și de îmbrățișarea celuilalt. Există niște promisiuni aici care au legătură cu senzualul, cu pasiunea, cu o întâlnire foarte, foarte intensă dintre voi doi. Această persoană te dorește foarte mult. Ascultătorule, aceeași dorință pe care probabil că o simți și tu. Cei doi merg în aceeași direcție, se uită către același lucru. Și totuși, de ce vă temeți? Ce vi se pare că e prea mult sau că îngrașă din povestea asta? Ce vi se pare că s-ar putea să vă țină legați sau dependenți în această poveste? Ce este atât de dulce sau sună atât de bine încât aproape este greu de crezut? Chiar sunt curioasă cum rezonează cu voi aceste aspecte. Explorăm mai departe. Cineva care visează la o seară cu tine, o seară în care vei găti sau veți găti împreună, o seară în care veți bea ceva împreună, avem și niște lumânări pe fundal, din nou se anunță ceva foarte pasional care se întâmplă seara sau noaptea și de asemenea ceva ce tu probabil nu știi, ascultătorule, este că vei primi niște vești. În scurtă vreme, iată, vine acest poștaș. Magicianul, o cale nouă, multă, multă comunicare și curiozitate. Sunteți curioși unul față de celălalt. Această persoană ar vrea cumva să înțeleagă ce-ți place cel mai mult. Care e rețeta ta preferată? Cum poate să ajungă la inima ta mai repede? Oare poate ajunge la inima ta mai ales trecând prin stomac? Sau tu, la rândul tău, ascultătorule, te gândești ce ar putea să-i placă foarte mult acestei persoane și parcă simt că din partea ambilor există această mare disponibilitate în perioada următoare să vă faceți pe plac, să vă aduceți bucurii unul celuilalt, da? Parcă fiecare dintre voi se pune în serviciul celuilalt, ceea ce deschide o poartă nouă și aduce potențial de creștere aici, în această poveste. Haideți să vedem mai departe. Iată, ceva este deschis. Pentru cei dintre voi care nu discutaseră ceva important sau pentru cei dintre voi care simțeau că există un secret, că ceva plutea cumva în aer, dar nu era spus, s-ar putea ca totul să vină la lumină. Împărăteasa vorbește despre o conexiune foarte caldă, din nou ideea de pasiune și ideea de apropiere, ideea de senzorial, corp, căldură, atingere, mirosuri, da? Suntem într-o zonă a dorințelor acestei persoane care este cu gândul la tine, ascultătorule, în toate felurile posibile. Este o persoană care parcă îți adulmecă prezența și o persoană care în același timp are nevoie de atenția ta pentru un anumit incident. Pare să fie un incident mic, s-ar putea să afli ceva de la această persoană, a pățit ceva la un picior, dar interesant cum, iată, aici cine consolează este energia masculină, iar aici este energia feminină, reciprocitate.
Voi doi reușiți să faceți pași mari în această conexiune în perioada următoare. Îți mulțumesc că ai fost cu mine astăzi, te aștept și data viitoare. Între timp, hai pe www.taroterapia.ro. Găsește aici cursuri de tarot cu metoda taroterapia, citiri personalizate, seturi de tarot, oracole, cărți și alte surprize. Dă un like, lasă un comentariu și abonează-te la acest canal dacă ți-a plăcut acest video. Iar până data viitoare, să ai grijă de tine!